Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se intitulează Fără ajutor guvernamental, cultura moare în orașul Sărmașu. Stimați colegi, doamnelor și domnilor deputați, ridic o problemă în atenția dumneavoastră și a domnului ministru Liviu Dragnea, problemă care nu este una neapărat politică și care cred că merită tratată cu toată seriozitatea, deoarece este vorba despre un caz extrem. Problema casei de cultură din orașul Sărmașu, județul Mureș, locul de naștere al marelui actor român Ovidiu Moldovan. Se prea poate că auzind că este vorba despre un asemenea obiectiv, mulți dintre noi să creadă că este o problemă minoră. Necazul este că în orașul Sărmașu, cu excepția unui cinematograf aflat într-o stare precară, nu există niciun spațiu destinat activităților culturale, în ciuda eforturilor autorităților locale. Cred că este singurul oraș din județul Mureș care nu are o casă de cultură și în care mii de oameni sunt efectiv privați de posibilitatea de a participa la o viață culturală reală. Primăria intenționează de multă vreme să amenajeze o casă de cultură care să poarte numele marelui actor amintit mai sus. Însă lipsa totală a fondurilor au împiedicat autoritățile locale să demareze acest proiect, fără de care cultura locală este practic ca și paralizată. Primăria a depus în anul 2008, pentru sesiunea din anul 2009, studiul de fezabilitate pentru proiectul Amenajare Casă de Cultură prin reabilitare, modernizare și dotare clădire cinematograf Sărmașu, fiind aprobat printre cele 88 de obiective de investiții reușite în această sesiune. Urmarea acestei selecții s-a solicitat completarea dosarului cu expertiză energetică și de rezistență a imobilului, iar în 2010 a fost depus la CNI sub numărul 9559 din 2010 studiul de fezabilitate reactualizat conform cerințelor, acesta fiind declarat eligibil. Au trecut 3 ani și nu s-a întâmplat nimic. Primăria a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice adrese succesive de revenire și menționez aici adresele 598 din 2014 și mai veche 5765 din 2013, care însă nu s-au concretizat în acțiuni care să confirme intenția de susținere a proiectului, cu toate că acesta a fost, repet, declarat ca fiind eligibil încă din anul 2010. Îl rog respectuos pe domnul ministru să intervină în această problemă, insistând pe faptul că nu este vorba despre o problemă politică, ci despre o necesitate stringentă a mii de oameni în condițiile în care autoritățile locale nu dispun de resursele necesare finanțării proiectului. Îmi permit să-i amintesc domnului ministru că aplicarea acestui proiect reprezintă înainte de toate un act de respect și de prețuire a valorilor culturale românești și locale și că prin acest proiect, pe lângă satisfacerea unei nevoi stringente, este salvată o clădire din patrimoniul orașului Sărmașu, clădire cu mare valoare afectivă și simbolică pentru locuitorii din zonă. Vă mulțumesc, Cristian Chirteș, deputat, circumscripție electorală 28 Mureș.